Bună dimineața! Vă salută Tatiana! În această dimineață vom începe o serie de câteva tutoriale adresate doamnelor începătoare. În urma unor mesaje pe care le-am primit pe canalul de YouTube, am ajuns la concluzia că anumite doamne începătoare au nevoie de ajutor pentru a executa lucrările dorite de dumnealor. Voi pleca de la acest simplu model, de la această floare sau această rozetă, cum vreți să o numiți. Și după ce vom învăța modelul de bază, care este acesta, vom învăța modul în care putem să unim între ele aceste flori. Și astfel putem executa mileuri, putem executa bluze, genți, putem lăsa fantezia să lucreze și să folosim acest model în modul în care dorim. Eu voi lucra astăzi cu croșetul 1,05 mm, voi folosi firul de bumbac și voi începe lucrând în cercul magic. Pentru început, un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Și vom face 3 ochiuri de lanț. Primul este deja, cel de-al doilea, cel de-al treilea. Acesta este un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, luăm firul pe croșet și în interiorul cercului magic vom lucra un număr total de 12 piciorușe duble, separate de un ochi de lanț. Deci în felul acesta. Vom merge în continuare până când vom obține totalul de piciorușe despre care vă vorbeam, deci 12 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a închide acest rând. Am ajuns în corespondența celui de-al 12-lea picioruș dublu pe care îl voi lucra acum. Voi face și ochiul de lanț de separare, voi închide cercul magic și voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Nu uitați că am făcut și ochiul de lanț de separare în felul acesta. Acum, cu fir alunecat, ne vom deplasa în interiorul primului ochi de lanț de separare. Deci vom face fir alunecat. Aici vom lucra din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, după care firul pe croșet ne deplasăm în următorul spațiu și vom lucra din nou un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. Vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Deci piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Am lucrat ultimul picioruș dublu, voi face cele 2 ochiuri de lanț de separare și voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Deci, aici, cu fir alunecat, care nu vrea să alunece, ca de obicei, din nou cu fir alunecat ne vom deplasa în corespondența primului spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț. Voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând din nou cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu,
un ochi de lanț de separare, mă voi deplasa în următorul spațiu, voi lucra din nou trei piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, 1 ochi de lanț de separare și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele trei piciorușe duble, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. În acest moment voi face din nou un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, urmat de alte trei ochiuri de lanț, 1, 2 și cel de-al treilea. Apoi, în cel de-al treilea picioruș dublu, din corespondența primului arc, voi face un picioruș scurt. Trebuie să țin în modul în care dumneavoastră să puteți observa ceea ce lucrez. După care voi intra din nou în corespondența primului picioruș dublu din seria de 3 pe care le-am lucrat deja în rândul anterior. Voi face un picioruș scurt urmat de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi închide cu picioruș scurt în cel de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior, și va piciorușul scurt. Voi intra în următorul picioruș dublu, primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi închide cu picioruș scurt în cel de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior. Voi intra din nou în următorul picioruș dublu. Voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi închide cu picioruș scurt în cel de-al treilea picioruș dublu lucrat în rândul anterior. Deci, în fiecare serie de 3 piciorușe duble, noi vom lucra un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și vom închide cu picioruș scurt în cel de-al treilea picioruș dublu. Deci, fiecare serie de câte 3 piciorușe duble din rândul anterior va veni lucrat în modul acesta, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului grup format din cele 3 piciorușe duble. Voi face ultimele 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în ultimul picioruș dublu, și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul acestui rând. Vă amintiți, am făcut un picioruș scurt. Cu fir alunecat voi intra în corespondența acestui arc format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra pentru început 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și în corespondența acestui arc voi lucra un număr total de 6 piciorușe duble. 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu. În acest moment voi intra cu croșetul în spațiu dintre
ochiurile de lanț, dacă vă amintiți, am sărit de la un picioruș dublu la următorul, în corespondența fiecărui grup. Deci aici s-a creat acest gol. În acest gol noi intrăm cu croșetul și facem un picioruș scurt, după care luăm firul pe croșet și ne deplasăm în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și lucrăm din nou cele șase piciorușe duble. Eu sper să mă fac înțeleasă de către dumneavoastră. Cel de-al șaselea picioruș dublu. Și din nou vin mai aproape de cameră, după cum vedeți, în acest spațiu voi face un picioruș scurt. Deci piciorușul scurt, practic, va veni lucrat între spațiul dintre aceste ochiuri de lanț. După care voi intra din nou în corespondența următoarelor trei ochiuri de lanț, voi face cele șase piciorușe duble și vom continua astfel până la capătul rândului. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, am lucrat ultimile 6 piciorușe duble. Voi face piciorușul scurt între aceste spații, așa cum ați văzut că am făcut și la început. Deci voi face un picioruș scurt. Aici va fi nevoie de un pic de atenție. După care voi intra cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș și voi închide lucrarea. Astfel am făcut prima rozetă, care este practic punctul de plecare. Voi închide, așa cum vă spuneam, lucrarea cu fir alunecat, apoi acest capăt de fir noi îl vom ascunde în spate. Eu de obicei repet întotdeauna, ascund cu croșetul. Dumneavoastră, dacă nu reușiți, puteți folosi acul. Această rozetă, cum o numesc eu, poate fi lucrată în orice tip de material, în funcție de nevoile dumneavoastră. De exemplu, dacă doriți să lucrați un mileu, puteți folosi același tip de material pe care îl folosesc eu. Dacă veți lucra o bluză, bineînțeles, veți folosi firul din care doriți să lucrați bluza respectivă. Firul va fi adaptat întotdeauna în funcție de cerințele noastre. Deci voi ascunde aceste capete de fire, după care noi vom continua. Între timp, eu am lucrat o nouă rozetă, am ajuns la ultimul rând. După cum vedeți, am început și acesta. Voi face piciorușul scurt, voi intra din nou în corespondența unui arc format din cele trei ochiuri de lanț lucrate în rândul anterior, voi face trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea. Deci avem trei piciorușe duble. Acum vom trage un pic firul. Vom lua prima rozetă pe care am lucrat-o
Și indiferent în care dintre aceste petale ne oprim, vom intra între piciorușul 3 și 4, deci în mijlocul unui astfel de segment. Vom intra în mijloc, vom trage firul în felul acesta. Vom închide. Ați văzut modul în care am făcut? Iau firul pe croșet, intru din nou în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț și continui cu alte trei piciorușe scurte. 2, piciorușe duble, vă rog să mă scuzați. 3, voi face piciorușul scurt. La mine este ora 4 și jumătate dimineața. Am deschis fereastra și se aud păsărelele cântând afară foarte frumos. După ce am făcut piciorușul scurt, voi intra în corespondența următorului arc format din cele trei ochiuri de lanț. Voi lucra din nou 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu. Voi trage firul și din nou voi intra în mijlocul acestui segment între piciorușele 3 și 4. Voi extrage din nou firul. Voi trece și prin acesta. Voi trage bine aici. Voi face un picioruș scurt, după care iau firul pe croșet și intru din nou în corespondența aceluiași spațiu. Lucrez din nou cele trei piciorușe duble pentru a completa segmentul, acest segment. Piciorușul scurt. Care voi lucra în continuare în mod normal, câte 6 piciorușe duble în corespondență următoarelor segmente. Picioruș dublu, piciorușul scurt, și în felul acesta am făcut unirea între cele două rozete. Acum noi vom continua. Să văd aici cum vine. Vom încheia rândul în modul în care v-ați obișnuit deja, lucrând piciorușe duble, câte 6 piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, cu piciorușul scurt între ele. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a închide această parte a lucrării și vom continua. Am ajuns la capătul acestui rând, voi închide aici jos, voi face un picioruș scurt, după care cu fir alunecat voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul
rândului, deci fir alunecat, voi scurta firul și îl voi ascunde. În felul acesta putem lucra și uni aceste rozete, aceste modele. Bineînțeles, puteți adăuga în continuare altele, să le faceți, să faceți lungimea de care aveți nevoie. Eu am ascuns și firele de desubt, cam așa se prezintă ceea ce am dorit să vă arăt astăzi. Deci, modul în care confecționăm aceste rozete și modul în care le unim între ele. Mâine mă voi întoarce cu un nou tutorial, tot pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, și vom lua lecția cu numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În cazul în care nu ați înțeles ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii, eu voi răspunde. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată, vă salută Tatiana și spor în tot ceea ce faceți. La revedere!